Salut, sunt Roberto, iar astăzi vreau să vă prezint 5 produse ce par a fi desprinse dintr-un univers science fiction. Primul este Virtuix Omni, o interfață fizică ce transmite poziția picioarelor în jocuri sau în alte experiențe interactive pentru o senzație de imersiune completă. Se recomandă utilizarea platformei împreună cu o pereche de ochelari de realitate virtuală. Microsoft HoloLens este o pereche de ochelari pentru realitate augmentată, capabilă să identifice obiectele din jur și să amplaseze diverse elemente grafice 2D sau 3D pe acestea. Tehnologia este deja funcțională, însă mai este de lucru până va fi lansată pe piață. Holus este o platformă destinată afișării de holograme tridimensionale. Forma piramidală permite o vizibilitate bună și este optimizată pentru cazul în care Holus este amplasat pe o masă la o înălțime mai joasă decât cea a ochilor privitorului. De la vizualizarea tridimensională a sistemului solar și până la rularea de jocuri de societate, Holus pare a fi primul pas către un viitor în care conținutul digital iese din sfera planului 2D al display-urilor clasice. Flick sunt butoane programabile ce se pot conecta la dispozitive Bluetooth, precum telefoane sau dispozitive smart pentru casă. Fiecare buton Flick poate fi programat să deschidă uși, să aprindă lumini, să pornească un cronometru pe telefon, să-i comande telefonului să facă o poză sau chiar să sune la un număr de telefon. Spin Remote este o telecomandă ceva mai atipică. Poate comunica atât prin infraroșu cât și prin Bluetooth și poate controla o varietate de dispozitive precum televizoare, becuri smart sau playere audio. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să dați un like și subscribe. Pe săptămâna viitoare!